Gata, am ieșit la treabă. Ăsta este momentul meu de singurătate în lift. Este unul dintre puținele locuri din București unde în timpul zilei strada este destul de liberă și poți să vorbești ca un nebun, știi? Azi este marți, a doua zi în care vreau să încerc Uber-ul. Ultima oară l-am încercat vineri, am fost plecat la țară. Vreau să-l încerc și astăzi pe timp de zi. M-am ferit să conduc în timpul zilei deoarece este foarte aglomerat. Este greu cu parcarea, dar sper să mă descurc și să vedem cum merge în timpul zilei, exceptând orele de vârf pe care aș vrea să le evit. O să văd dacă o să și reușesc. Hai că ne apropiem de cineva, nu vreau să par nebun. Lucrul pe care poți să-l faci este să te prefaci că vorbești la telefon, dacă ești vlogger și ți-e jenă să vorbești în public, așa cum sunt eu. Am fost până în Lidl, m-am pregătit puțin pentru ceea ce urmează. Din când în când este posibil să am joburi la Uber Select și pentru acest lucru îmi trebuie fucking apă plată. Costul acestei ape plate 0,67 lei. Costul bomboanelor 4,8 lei. Costul pe kilometru pentru Uber Select 1,7 lei. Superb, nu? Că ies la 11:30, dar de fapt am reușit să ies pe la 1:30. Și acum o să dăm drumul la aplicație. Se lucrează doar cu telefonul, nu avem alt device pentru Uber. Nu știu de ce sunt așa leneș. În Anglia lucrez extrem de mult. Probabil din cauza că încă am emoții pentru că nu știu, nu cunosc Bucureștiul. Dar na. Astăzi e o zi absolut normală, nu este niciun eveniment. Nu e weekend, e marți și haide să vedem cum merge. Ok, și ne logăm. N-am mai făcut-o de mult. Going online. Sunt online. Nu știu dacă se vede. Avertizare importantă de siguranță. Am detectat mișcarea telefonului în timpul cursei Uber. Folosește suport de telefon pentru călătorie sigură pentru tine și pasageri. Chestia e că folosesc un suport, probabil că trepidează în timpul mersului. Dragă conducere de la Uber, să știți că în București găsim gropi. Probabil asta cauzează trepidația telefonului în timpul mersului. N-am așteptat mult, deja vine jobul. Trebuie apăsat pe acest cerc și am acceptat pick-up-ul undeva, nu este foarte departe. Încă nu am aflat unde aș putea să umblu ca să văd destinația. Bine, haideți că mă duc să vedem despre ce e vorba. Și dacă am timp, revin la sfârșitul cursii cu detalii. Dacă sunt necesare detaliile, da? Nu am stat foarte mult, 2 minute până am primit primul job. Aceasta este aplicația.
earnings pe ziua de azi 20,6. Ratings. Tocmai am terminat a treia cursă de astăzi. Nu mai stau să zic câte ceasul, cât am făcut cel puțin momentan. M-am oprit pentru că vreau să fac niște specificații. Tocmai am avut un domn care mi-a zis că deține o mașină, iar mașina aia a închiriat-o unui șofer să facă Uber și ia chirie 1200 de lei pe lună. Păi, domnule, dacă acelui șofer îi convine să dea 1200 de lei pe lună, mă gândesc că nu e chiar atât de rău. Știi, e totuși România. Cred că Uber este jobul ideal pentru studenți care au mașină. Nu e chiar atât de rău pe cât se povestește pe diverse grupuri de pe Facebook sau diverse site-uri și forumuri de pe internet. Da. Ok. Așa. Mai trebuie să dau ceva sau nu? Nu, stai liniștit. Eu aici o să intru și dau finish trip. Da? Da. Okay. Mersi. Cu plăcere. Da. Dacă vreau să dau soluții, dar am. Habar n-am, nu știu. S-ar putea să ți apară pe acolo. Nu știu. Cred că când ai cont. Da. Bine, la revedere. Neața, neața lume, a treia zi de Uber. Deja sunt la nu știu câta cursă, a treia sau a patra, am făcut-o. Nu am mai revenit ieri cu totalul zilei de ieri, care a fost undeva la 124 de lei. Ia să vedem dacă găsim veniturile de marți, Tuesday, da? 124,3. Da, deasupra acestei bare cu verde, deasupra e totalul de ieri, 124,3. Specific că ieri nu am avut decât un singur job la Uber Select, toate au fost Uber X și niciun job de tarif dinamic. Nu o să mai stau acum în fiecare zi și să prezint fiecare client, fiecare cursă. O să fac la sfârșitul săptămânii un total și cam asta este. Este aproape sfârșitul săptămânii și revin cu câteva detalii vis-a-vis de munca la Uber. Este sâmbătă dimineață. Am avut intenția de a lucra vineri seară, dar nu am mai făcut-o, m-am trântit în pat pe la 10 p.m. și am adormit buștean, nu știu. Și m-am trezit pe la 6 am ieșit, la 6 dimineață. Fac această înregistrare deoarece mi s-a întâmplat ceva deosebit. Am primit primul bacșiș la Uber. Știu că n-ar trebui să acceptăm, acum nu știu dacă este atât de multă strictețe ca la McDonald's. Eu chiar nu am vrut să iau omului banii, dar el mi-a lăsat pe scaun. Ce să-i fac? Să-i arunc în drum banii? Nu aș putea să fac așa ceva. Chiar nu am lăsat impresia până acum clienților că aș dori bacșiș. Încă este dimineață, sunt undeva la Otopeni, nu știu dacă de aici se iau curse, măcar, nici măcar nu aș ști de unde să ridic clientul dacă aș avea o cursă. Și am revenit acum pentru că tocmai am avut un client care lucrează în București, el fiind din Londra. Motivul pentru care spun chestia asta este simplu. Aș fi vrut ca și gibonii ăia din Anglia, știți, categoria aia de cetățeni care au impresia că sunt buricul pământului, care au devenit naționaliști și la noi, bineînțeles, este o astfel de categorie. Au impresia că sunt cei mai bogați, iar UE-ul vrea să-i distrugă, vrea să-i conducă, vrea să le ia bogățiile și așa mai departe. Au impresia că absolut nimeni din țara numită Anglia... Haideți, poate se vede, nu știu, cu GoPro ăsta cum poți să filmezi. Se vede aici ora 2 după amiază, am luat prima cursă și acum este ora 4 și un sfert, am luat ultima cursă la 4 fix, 4 fără 2 minute, da? Deci am lucrat 2 ore, iar dimineață am început prima cursă la ora 6 dimineață și am terminat la 8:41, a fost ultima cursă, deci până la 9, de la 6 la 9, 3 ore, de la 2 la 4,
încă 2 ore. 5 ore în total, în care s-au adunat, se vede ziua de astăzi, 123,93 pe ziua de azi. Asta e de săptămâna trecută, nu cred decât vineri. Încă o dată, home. Da? Today's total, 123,93. Aceștia sunt banii care îmi rămân mie, pentru că Uber-ul deja își trage comisionul la fiecare cursă. Salutare, bros! Salutare, lume! Ce mai faceți? Eu bine, am terminat cu săptămâna de probă pentru Uber. Probabil că voi mai face și de acum încolo, dar nu mă voi mai înregistra să zic ce și cum, ce am făcut, ce n-am făcut. În principiu, aceasta este o recapitulare a ceea ce a însemnat să conduci pentru Uber în frumosul București, nu? Capitala de noastre țări, condusă de bravi politicieni. Vom avea un oraș foarte frumos de Paște. Rămân la părerea că dacă vrei să conduci pentru Uber, nu este necesar să-ți faci 1 milion de socoteli, pentru că de cele mai multe ori socotelele de acasă nu se prea potrivesc cu cele de la locul de muncă. Așa că eu zic că nu e absolut nimic de pierdut să încercați, vă duceți, pierdeți o oră să vă înscrieți la Uber. Da, las link-ul în descriere dacă vreți să o faceți online, se poate face online, pur și simplu dați upload la documentele pe care ei vi le cer. În fine, după cum ziceam, nu e nimic de pierdut, vedeți pe pielea voastră mașina cu siguranță, nu o să fie distrusă într-o săptămână așa cum mulți se tem. Și cam asta e, până la urma urmei este o experiență de viață, mai mult sau mai puțin frumoasă, nu? Ca și avantaje la acest job, ar putea fi câteva, nu? E un program flexibil, te duci la muncă când vrea mușchiulețul tău sau oricare alt organ. Poți să ai și un alt job pe lângă un alt job principal și să ieși 2-3 ore seara la muncă sau în weekend sau oricând ai chef. E un job curat, nu e vorba de muncă fizică, da, pur și simplu conduci o mașină. Ca și dezavantaje aș putea enumera faptul că, bineînțeles, prețul mic, eu sunt nemulțumit de 1,3 pe kilometru. Un alt dezavantaj ar putea fi că nu te poți îmbogăți din Uber. Așadar, dacă vrei să te îmbogățești în viața asta, Uber nu este soluția. Va trebui să încerci altceva și succes. Dacă ai descoperit rețeta către bogăție, nu ezita să lași în comentarii și să ne spui și nouă, da? La Uber, marea majoritate a clienților sunt mai mult decât ok. Am avut o singură rățușcă. Știți voi, genul ăla de femeie a intrat în mașină și prima chestie pe care mi-a zis-o: te rog să schimbi postul de radio. Eu am rămas ceva genul: what the fuck? Și am aruncat cablul de auxiliar în spate și i-am zis: pune-ți muzica ta dacă vrei, dacă nu îl închid, că nu știu ce muzică îți place. Mă rog, a fost oarecum amuzantă faza, dacă stai să te gândești la ea. Probabil nu e atât de fane povestită de mine, dar a fost ok. Despre câștiguri, trebuie să intru în aplicație să vă spun exact cât am făcut. Unde ești? Apps, Uber Drive. Ok, sunt direct acolo. În săptămâna în care am făcut bani, deja au trecut 2 săptămâni de când nu am mai lucrat, pentru că v-am spus, am un alt job în Anglia, tot taximetrie fac, și am fost 2 săptămâni plecat acolo, 2 săptămâni muncesc acolo, o săptămână vin acasă, ceva de genul ăsta. Acum, să o luăm pe zile. Am aici 5 grafici, asta înseamnă că am muncit 5 zile. Luni, pauză, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Astea au fost zilele în care am muncit. Marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Ok. Și după cum se vede, în aceste zile am făcut un total de... Sta să crezi luminozitatea, nu prea mai am baterie, dar sper să reziste. Se vede... Sper să se focalizeze azi, nu știu. E totalul pe săptămâna în care am lucrat la Uber a fost 639,86 de lei. Super. Specific de la început că banii aceștia sunt după ce Uber-ul și-a retras comisionul. Deci sunt banii mei. Bine, minus benzină. Așa, și să o luăm pe zile.
nu am muncit foarte mult, ca să fie clar. 6.39 se putea face mult mai mult într-o săptămână, dar eu am muncit foarte puțin, după cum urmează, marți! Marți am început de la ora, nu mai știu exact, după amiază am început, pentru că tot îmi făceam curat să mă duc, eu v-am zis, nu cunosc București, bla bla bla. Și am ieșit până la urmă, pe la 1.30, am terminat pe la 7.30, nu știu cât înseamnă, 6 ore am făcut 124.3. Dacă se vede, este selectată ziua de marți. Nu știu dacă se focalizează, îmi cer scuze dacă nu se focalizează, asta e, va trebui să mă credeți pe cuvânt. 124.3, în 6 ore, nu mi-arată și timpul, ba, mi-arată oare timpul când am stat online? Nu mi-arată, dar va trebui să mă credeți pe cuvânt după cât am mai zis. Așa, o luăm miercuri, nu am lucrat decât 2 ore dimineață, am început pe la 9.20, am terminat pe la 11, am făcut 49 de lei. De ce pentru 2 ore ceva, nu? Ce-a urmat? Joi! Joi tot așa am muncit, în jur de 6 ore, 121 de lei. Nu mai mi-aduc aminte ceva extraordinar despre ziua de joi să vă povestesc. Dar 121, cam asta a fost. Vineri am lucrat puțin dimineață, puțin seara, vreo 142,95 de lei. Sâmbătă am făcut cel mai mult 200 de lei, am muncit puțin seara. Te poți mișca mai repede, într-adevăr, seara când e traficul lejer, te muști ciu-ciu-ciu-ciu, repejor. Ziua e nasol, pur și simplu stai în trafic, cel puțin între 5 și 7 seara, fai. E, știți, dacă conduceți în București, da, cu siguranță știți. Dar, ca și concluzii, vreau să zic, dacă eu am putut, având în vedere că nu cunosc Bucureștiul, cu siguranță și tu vei putea. Da, se poate observa că nu m-am omorât cu munca, a fost un experiment propriu. Am vrut să văd ce bani se fac la Uber în București într-o săptămână, într-o săptămână cu puține ore muncite. Și probabil dacă stai undeva la 10 ore pe zi, cu siguranță ajungi la 1000 de lei pe săptămână, ceea ce te duce la 1000 de euro aproximativ pe lună. De aici va trebui să scazi cheltuielile cu benzina și cam asta e, și uzura mașinii. Dar asta e altă socoteală și fiecare o face în funcție de mașina lui. Din câte știu eu, Uber-ul este prezent în mai multe orașe din România, nu? Brașov, Cluj, probabil va fi și ea și alte orașe. Vă las un link în descriere, dacă vreți să vă înscrieți de pe linkul pe care vi-l las eu, e ok. Dacă nu, dați pe Google, căutați Partners Uber România și cu siguranță o să găsiți un site pe care să vă înscrieți, nu e nicio problemă. Dacă nu, aveți linkul pe care vi l-am lăsat în descriere și este valabil pentru orice oraș din România sau din străinătate. Încă un lucru care trebuie specificat înainte să vă duceți la Uber, poate pe unii dintre voi vă va descuraja chestia asta, dar eu zic că nu are sens. Este simplu, na, să vă zic despre ce este vorba. Ca să conduci pentru Uber va trebui să fii persoană juridică. Pur și simplu nu poți să o faci pe persoană fizică. Astea sunt. Uber nu este reglementat foarte bine în România, de fapt nu este reglementat deloc ceea ce fac ei, așa că au încercat și ei să intre în legalitate așa cum pot. Și na, trebuie să plătești un impozit de 16% pe profit, nu? Sau și alte taxe, a ceea ce înseamnă să ai un câștig în România. Și va trebui să ai o firmă plătitoare de TVA intracomunitar, ceva de genul ăsta. Eu nu mi-am făcut firma, eu m-am dus frumușel la Uber, ei au acolo companii cu care poți să colaborezi, semnale, pus și pe o hârtie, atât în săptămânile în care lucrezi, ei își retrag automat 20% din veniturile tale, da? Asta înseamnă 16% impozitul pe profit, plus 4% impozit, mă rog, comisionul lor, a firmei respective, da? Eu zic să încercați varianta asta, chiar dacă 20% vi se pare, na, poate să fie într-adevăr mult, la 1000 de euro, să zic, pe lună, banii care îți rămân ție după ce Uber-ul retrage comisionul, asta înseamnă cât 800 de lei, între 800 și 1000 de lei, destul de mult. Pe de altă parte, dacă o să faci firma ta, o să ai grijă la contabilității, care nu are cum să fie foarte complicată dacă faci strict doar acest lucru, dar mai e avantajul că poți să-ți bagi. Dacă ai firma ta, o să poți să-ți bagi destul de cheltuieli cu mașina, cu benzina și astfel impozitul pe profit va scădea ca și valoare, da? Dar pentru început eu zic să colaborați cu o firmă, să vedeți cum e, să vedeți dacă vă place, pentru că nu are rost să vă deschideți o firmă exclusiv pentru acest lucru și după care să realizați că nu e pentru voi acest job, da? Bine, dragilor, acestea fiind zise, nu uitați de linkul din descriere și pentru alte videouri puteți să dați un subscribe.